azi a fost o zi foarte plină, sau mă rog, nu știu cum să-i zic, dar am stat cam toată ziua să editez episodul de ieri, ăla cu recapitularea. Și acum voi trimite, mă rog, trebuie să mai procesez asta aici, voi trimite primul newsletter către cei care vor vedea primii episodul de azi, mă rog, de ieri, de ieri cum vedeți voi episodul ăsta. Adică pe episodul de pe... Mă rog, înțelegeți voi. Făcut aici pe MailChimp. Stai și să vă arăt. Send. Prepare for launch. High five. Dacă te-ai abonat, ai primit primul episod. Dacă nu, l-ai văzut mai târziu. Așa o să se întâmple de acum încolo. O să încerc să le postez dimineața, imediat cum mă trezesc, după ce le editez. Gata. Mă duc, că mă așteaptă restul găștii, înapoi la Neuronul, la after party de Revelion. Revenim cu detalii. Cristina stă la doi pași de mine, așa că am luat tramvaiul, nu? Ce rost are. Mă rog, aș fi mers pe jos dacă nu e tramvaiul, dar... De ce să nu-i tramvaiul când poți să-i tramvaiul? Băi, lăsați-mă sabotorul că v-am adus ceva mai bun. Vreau să spun așa, la primul meu joc, I got gold, bitch, I got gold. Măcar așa câștigă și lui Jenny și de aur. În rest... Mi-a luat aurul înapoi. În fine. Așa că, ca de început de an, îmi vin bani la mine. Stai, mă, a, mai jucați unul și pe urmă? Păi nu e, sunt trei. Păi da, sunt trei jocuri, trei jocuri. Panda, unde stai? Unde mă lăsați? Nu ai problemă. Acolo te dulap. Am dus un scaun. După primul joc de sabotor, n-am câștigat. Am câștigat Madalina, bravo! Câți aur ai avut, mă? 9! 9, am avut 1! Am avut din nou să fiu de 2 ori sabotări și ceilalți sabotări n-au sabotat. Am fost un... Pe ce vrei? Să te lasă câștigi și normal că te-am sabotat, că și eram tu sabotăr. Am mai sabotat să nu fiu sabotăr câștigător, nu? Bineînțeles. Suntem sabotări pierzători. Era într-o melodie, minus cu minus fac plus, cum zice. Hai, mă, băieți, că să consum aici banda. Sabotorul. Da, de sabotor. Să-ți ești mânțul zăbălos. De ce o pui acolo? Că ți-o oferă o cale de... Păi și ăsta aici, de aici nu-ți oferă o cale? Este nu, de aici e mai bună este calea. Este subtil. Da. Ce e mânțul zăbălos? Nu știu ce e mânțul zăbălos? Nu știu ce e mânțul zăbălos. Ți-l arată mai încolo. Dacă vrei, ți-l dau mai încolo. Dar rămâne între voi. Deci, răspundeți la întrebare. Ce este mâțul zăbălos? Gata, mai hai, lasă-o aia. Yeah! Ție nu-ți dau mâțul zăbălos. Stai. Ce mai știu? Totul, totul, totul. Ție! Și lui Radu, și lui Lucian. Cine mai era sabător? Singura șansă să câștig acest meci per total este să câștig și runda asta. Numai este că o să fie complicat. Sunt șanse foarte mici să câștigăm meciul ăsta. Deci, le-am blocat acolo aia și eu sunt blocat aici. Ce viza mai are cu ce sunt? Suntem blocat, n-am... Ei trebuie să găsească ceva aici să se deblocheze. Cu 4 acolo. Ce bine că l-ai avut pe ăla cu 4, ce viza? Oh, so close! Nu mi-a dat afară! Da, uite, și cartea aia se vadă, de acolo e aurul.
Da, 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 aici aurul vostru și mergi spre... Opa, n-ai ponsă. O, aici, aici n-ai cum. O, ce păcat! Ce păcat! Băi, și aveam ce teoretic semi ceva. Aveam, deci aveam și numai de închis. Era bună la să închizi acolo. Și eu aveam de închis cărți. Da, și asta acum e, să vă dați seama că de fapt aveați una din ultimele cărți. Era aia care și am câștigat meciul. Când am fost pintic, am avut numai cărți de blocat. Saboteorul, câte doi bulgări la fiecare. Doi bulgări și am 5. Doi bulgări? A câștigat Ceriza. N-a câștigat Ceriza. Care panda mai mult? Că aici eu am 6. Și cu doi bulgări? Și cu doi? Și cu 2? Fac 8? Du-te bă acasă. A trișat panduță, nu-i pare. Eu zic să-i zic. Păi deci v-am zis că dacă câștig meciul ăsta, câștig meciul ăsta. Am câștigat. Băi, ați vrut să mai jucăm unul? V-am dat mă tu zăbălos. Gata. Băi, stai așa, nu mai văd. Trebuie să stăm la lumină. Unde? Ce e cum? Hai că nu e ok, contrajur. Contrajur, gata, s-a terminat și seara de board games. Le-am dat mâțul zăbălos la toți. Deci, ce ziceai tu că e mâțul zăbălos? Un fel de mielul conară. Mielul conară. Cine e mielul conară? Că pare cunoscut ca nume. Mielul conară, da. Da, păi... E din clanul conară? Lăsați-mi în comentarii ce credeți voi că este mâțul zăbălos. Și acestea zi înfise, ne vedem mâine. Pa! Enache, cum facem mulți zăbălos? Zic că ai filmat. Discuții off-topic aici. Nu știu dacă o să pun asta.